Cea de-a 12-a ediție a taberei internaționale de pictură Lucian Grigorescu din Megidia a ajuns la final. Desfășurată în perioada 31 iulie 9 august, evenimentul a adunat artiști plastici de pe trei continente. Vernisajul expoziției ce a cuprins lucrările acestora a avut loc sâmbătă de la ora 18 în foyerul Casei de Cultură a sindicatelor Lucian Grigorescu, unde cei prezenți au avut ocazia să-i cunoască pe pictori și să le studieze tablourile. După o săptămână de lucru în fața șevaletelor, toate tablourile pictorilor participanți la tabăra internațională Lucian Grigorescu au prins viață în fața celor veniți să ia parte la acest eveniment. Participanții au fost, să spun, din alte țări. A fost pentru prima dată când un artist din Qatar participă la un simpozion în România. A fost pentru prima dată pentru dânsul când a venit în România și la Megidia. De altfel, artiști din Egipt, din Irak, sunt veniți pentru prima dată și a fost foarte interesant că am reușit să le arătăm o parte din România, Sinaia, Peleșul, munții și o bucățică din București. În mod special s-a vizitat Casa Poporului, Palatul Parlamentului, care este greu de povestit. Lucrările vorbesc singure, lucrările sunt foarte frumoase, nivelul de calitate este unul foarte ridicat. Eu sunt foarte mulțumit. Sper că ediția 13-a nu va fi cu ghinion, va fi, și sper ca numărul să fie poate un picuț mai mare. În rest, toată lumea mulțumită și așteptăm să vedem ce ne rezervă viitor. Mi s-a părut un nivel mai bun față de anul trecut. Da. Am spus, este scopul ăsta în fiecare an să încercăm să noi ne dăm silința să invităm artiști din ce în ce mai buni. Toți artiștii sunt buni, numai că există un soi de ierarhie. Calitatea lucrărilor este foarte bună. Anul ăsta eu sunt foarte mulțumit. Fiecare artist a prezentat câte trei lucrări care vor rămâne în patrimoniul cultural al municipiului Megidia. De la pictura abstractă la suprarealism plin de sentimente și culori și natură moartă văzută prin ochii plasticienilor de peste granițe, tablourile din acest an reprezintă o adevărată încântare. Mi-am dorit foarte mult să ajung. Este o tabără la care pot să spun că n-aș renunța foarte ușor, chiar dacă aș avea probleme cu concediul sau cu treburile de zi cu zi, aș face tot posibilul să mă aflu aici. Atunci când vine tabăra de la Megidia, știu că se întâmplă ceva extraordinar de frumos. În primul rând îmi doresc foarte mult și eu, ca și ceilalți colegi ai mei, să facem cunoștință cu artiști de prin lume. Și în al doilea rând, știu că este o organizare absolut de excepție. Excursiile sunt absolut fantastice. Timpul petrecut împreună cu colegii este absolut minunat. Vă așteptați la artiști din țări atât de diferite? Știam. Țin legătura cu Mircea Costea în timpul anului și îmi povestește de-a lungul anului ce se va întâmpla în următoarea ediție. Chiar trebuia să fie chiar mai mulți, numai că au avut ceva probleme cu vizele. Da, știam că vor fi din atât de multe țări. Și cum a fost atmosfera? A fost teribilă. Probleme de comunicare, până la urmă, povestea cu comunicarea s-a rezolvat foarte repede. Mi-am dat seama că ceilalți, în afară de noi, artiștii din România, se înțelegeau foarte bine între ei, deci nu aveau niciun fel de problemă. Iar noi cu ei, evident, am apelat la engleză și la datul din mâini. Prezent la eveniment, primarul Marian Iordache a înmânat diplome de merit și medalii tuturor artiștilor care au participat la această ediție a taberei internaționale de pictură de la Megidia. Bună ziua tuturor! Astăzi arta vorbește și ea va vorbi în primul rând prin ceea ce veți vedea în expoziția de final în acest vernisaj.
dar tot ceea ce este înscris în aceste pânze va fi decriptat de prietena noastră Alice Dinculescu. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și la final voi încerca să vă mai spun câteva cuvinte cu care să vă rețin atenția. Și iată-ne prin urmare la finalul acestei mari aventuri de creație, acestui mare eveniment cultural care ne este drag, care se desfășoară anual aici, într-un oraș, așa cum am spus și la deschidere, într-un oraș care a știut să-și reconstruiască personalitatea și să facă parte pentru totdeauna din tot ceea ce înseamnă orizont cultural românesc, din tot ceea ce înseamnă istoria artei contemporane în țara noastră. Devenită deja o tradiție la Megidia, tabăra internațională de pictură Lucian Grigorescu reprezintă un omagiu adus pictorului postimpresionist Lucian Grigorescu, născut în municipiu.